Cristi Vlad a avut parte de o reîntâlnire emoționantă. A revăzut Cupa României, trofeu pe care l-a câștigat în 2013 împreună cu Petrolul. La aproape 4 ani de la acea performanță, trofeul a revenit la Ploiești, fiind expus într-un supermarket. Pe oficialul petrolist, amintirile l-au răscolit, la fel și pe fanii ploieșteni care au venit să-și facă poze cu un trofeu pe care este gravat și numele Petrolul. A fost ceva, ce să vă zic, care nu se poate exprima în cuvinte. A fost un trofeu și este un trofeu pe care Petrolul l-a câștigat după o perioadă foarte îndelungată de lipsă de trofee. Eu cred că a fost și este un trofeu pe care noi l-am meritat la momentul respectiv, un trofeu pe care l-a meritat întreg orașul. În iunie 2013, Vlad a ținut locul pe banca lui Cosmin Contra, acesta fiind suspendat la vremea respectivă. Îl apreciază pe Contra foarte mult și speră ca performanțele de acum câțiva ani să se repete peste puțin timp. În privința finalei de sâmbătă seara, Astra Voluntari, președintele Petrolului n-are o favorită certă. Din punct de vedere sentimental sunt împărțit, pentru că în cele două loturi sunt jucători care au fost crescuți de Petrolul și sincer mi-aș dori ca oricare dintre ele să câștige trofeul. După ce a văzut cupa, Vlad a mers la Valinii de Munte, unde Petrolul 52 a răzbunat remiza din tur, câștigând cu 5-1. Duminică după amiază, Petrolul va juca ultimul meci pe Arena Ilie Oană în Liga a 4-a cu CSO Plopeni.